titlu care mi s-a părut important. Drifting or driving, o să spuneți asta pentru că ești nevastă de marinar? Ar putea să fie și asta. Cred că mai mult pentru că m-am născut în România și pentru că am văzut românii sunt artiști în arta supraviețuirii. Însă știu să trăiască mai puțin. E foarte important să le arătăm copiilor care vin după noi și mă bucur că am auzit-o pe Claudia, mi-a adus aminte cât a trecut de la SuperNanny, Dumnezeule Mare. Aș vrea să învățăm pe copiii aceștia să trăiască, nu doar să supraviețuiască. Și cred că poveștile noastre de viață, ale mele, ale invitaților, ale tuturor celor din sală, să-i poată ajuta în primul rând pe ei. Drifting or driving, a pluti sau a naviga în viață. Pe când eram copil, aveam o mulțime de vise și nici cea mai vagă idee cum aș putea să le realizez. Mă jucam acolo cu bărcuța mea de jucărie la malul mării, știind că într-o zi voi pleca într-o călătorie adevărată, cu o barcă adevărată, dar habar n-aveam unde voi ajunge și nici măcar dacă îmi va plăcea acolo unde voi ajunge. Tot ce știam să fac era să mă uit cu atenție la mama și la ceea ce făcea ea cel mai bine. Și ceea ce făcea ea cel mai bine era să aibă grijă de copiii altor părinți. Așa încât am învățat să hrănesc un copil, să-i spun o poveste, să-l duc la culcare, să-l îmbrac, să-l dezbrac, să-l alin. Înainte să învăț să citesc, înainte să știu ce înseamnă măcar înțelesurile cuvintelor psihologie, pedagogie, educație, parentaj. Cu fiecare examen luat, cu fiecare an de școală, cu fiecare carte citită, cu fiecare nouă experiență, fără să știu, construiam propria barcă cu care urma să plec în lume. Îmi adunam toate instrumentele necesare călătoriei și hărțile ei. Există în viață experiențe și momente care ne marchează. Pentru mine s-a întâmplat la 10 ani să plec pentru prima dată, singură, de acasă, într-o călătorie, de la Piatra Neamț la Miercurea Ciuc, cu autobuzul. Și atunci am descoperit că nu mi-era frică să ies singură în lume și că mi-era minunat să te aventurezi așa, departe de casă. La 16 ani, deja știam ce nu vreau în viață. Nu vreau rutina, nu vreau banal, nu vreau să fiu deturnată de visurile altora. La 18 ani, am luat prima decizie cu adevărat importantă pentru viața mea, alegând facultatea la care urma să merg. 3 ani mai târziu, eram măritată. 5 ani mai târziu, eram profesor titular. 6 ani mai târziu, aveam și definitivatul dat. Bifasem aproape toate obiectivele majore din viața unei persoane. O casă, o familie, un job. Din peisaj mai lipsea doar copilul, în rest puteam să stau liniștită și să mă aștept pensia. E, ce să vezi? Viața mea arăta ca un tunel și vedeam capătul. Ajunsesem acolo unde îmi propusesem și ajunsesem eficient și în timp. Numai că parcă mă trezisem în visul unei alte persoane, nu-mi plăcea deloc. Marea mea călătorie se și sfârșise deja, repet, aveam 25 de ani. Simțeam că trebuie să plec, dar nu știam încotro. Pentru prima dată am simțit că plutesc în derivă și sentimentul n-a fost deloc plăcut. Pluteam în jurul insulei acestea pe care mi-o creasem și era plăcut tot acest confort asigurat de locuință, de familie, de un job pe care nu mi-l mai putea lua nimeni, însă mă simțeam prizonieră în același timp. Așa încât am decis că trebuie să plec și mi-am dat seama și ce aș fi vrut să fac pasul următor. Era televiziunea, vroiam reporter special. Un concurs s-a dovedit a fi un curent neprielnic. Mai târziu șansa s-a ivit atunci când o fostă colegă mi-a spus că se înscrisese la cursurile Școlii Naționale de Studii Politice și Administrație la Relații Publice. Nu era exact ceea ce îmi doream, însă am priceput că e un val bun pe care l-am prins. Evident că aceste cursuri îmi ofereau niște oportunități profesionale și, la fel, șansa de a întâlni oameni de televiziune. Așa încât aceasta a fost noua mea destinație. În 6 luni, lucram deja în televiziune și făceam un program
de reportaje și documentare internaționale. Am cunoscut pe foarte multă lume și am cunoscut oameni dintre aceia care, prin funcțiile lor politice, prin ideile lor, prin munca, prin creația lor, schimbă soarta lumii. Evident, pluteam în ape noi și îmi plăcea. Nu era exact ceea ce îmi doream, însă era bine. Lăsasem în urmă o casă și trăiam cu chirie, dar știam că o să pot să-mi construiesc alta. Lăsasem în urmă un job și găsisem un altul mai apropiat de ceea ce îmi doream. Am lăsat în urmă chiar și un partener de viață, a cărui barcă trăgea într-o cu totul altă direcție și mi-am spus, o să găsesc eu un coechipier odată și odată. Aici a fost mai greu, au trecut vreo 20 de ani ca să găsesc un potrivit, dar știți cum se spune, bărbații sunt ca pepenii, trebuie să încerci mulți până găsești unul bun. Am lăsat în urmă și relațiile, dar mi-am construit altele, mi-am păstrat în schimb prietenii, care erau și ei ocupați construindu-și propriile vieți. Încă mai înainte de a împlini 30 de ani, am înțeles un lucru esențial, că a pluti însemna să te lași purtat de vise, de dorințe, fără să acționezi, la nimereală. Am simțit că dacă aveam puțin noroc, aș fi ajuns undeva pe o plajă frumoasă. Dacă nu, puteam să ostenesc de atâta plutire și eventual să mă zdrobesc de stânci. A pluti înseamnă să trăiești în substantive și în adjectivele care le însoțesc. A naviga e cu totul altă poveste. A naviga înseamnă a trăi în verbe. Înseamnă a evalua situația în mod realist și a-ți stabili un obiectiv. A stabili unde vrei să ajungi. Înseamnă să-ți planifici cursul și să-ți aduni toate instrumentele necesare. Înseamnă să implementezi planul pe care l-ai făcut și, evident, să-i monitorizezi progresul. La nevoie să aplici corecții necesare. A naviga înseamnă și a învăța de la lupii bătrâni de mare, a învăța din experiența altora și înseamnă să folosești tot ceea ce ai acumulat, toate cunoștințele tale, toate abilitățile tale, toate experiențele tale. Evident că există instrumente simple, busola, binoclul, hărțile, iar dacă vrei să faci călătorii de mai mare anvergură, atunci va trebui să știi să operezi cu tehnica modernă, cu sateliți, cu radar, toate astea se traduc prin diplome universitare, prin masterate, prin studii doctorale și prin experiență profesională. Uneori însă, chiar când navigăm în mod planificat și simțim că facem tot ceea ce am stabilit, ne putem trezi în situația lui Cristofor Columb, care a plecat spre Indii pe la vest și a descoperit lumea nouă, fără să-și dea seama. A ajuns acolo unde nici măcar nu s-a gândit vreodată că va ajunge. În viață avem nevoie să putem duce la bun sfârșit ceea ce am început. Avem nevoie de perseverență, însă avem nevoie și de foarte multă flexibilitate. Dumnezeu, spunem noi, te ajută. Îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Planificându-mi eu așa călătoria, la un moment dat a trebuit să aplic o corecție, o corecție severă, care s-a tradus prin a lua ziarul, a citi toate anunțurile de joburi și a aplica. La un moment dat, citind un ziar, mi s-a deschis la un anunț. Deja aveam două joburi, nu mai trebuia unul, l-am aruncat. Ce să vezi, ziarul a alunecat și s-a deschis din nou la același anunț. L-am luat, l-am aruncat și ziarul buclucaș s-a deschis din nou, de data asta chiar la picioarele mele. Și am zis, opa, ziarul ăsta chiar are ceva să-mi spună. Habar n-aveam că era anunțul pentru castingul la SuperNanny. Însă am simțit că cineva mă bate pe umăr și că era păcat să nu mă uit. Spre ce? Aș putea spune că ceea ce a urmat e deja istorie. Însă nu-i deloc așa. Tot ceea ce învățasem de la mama, din cărți, din școală, din experiența profesională,
a început să facă sens, să se adune într-o imagine amplă. Și chiar mai mult de atât, am avut nevoie să învăț din nou, să învăț mai mult și am mers până la o reorientare profesională, alegând de data aceasta psihoterapia. Programul SuperNanny s-a terminat de mult și aș fi putut doar să bifez această insulă pe harta vieții, însă ar fi fost păcat, pentru că era o insulă care chiar merita explorată sistematic. Așa au apărut cărțile, așa au apărut articolele, așa au apărut celelalte emisiuni de televiziune și, evident, conferințele. N-am lăsat să plutesc. Nu m-am lăsat nici acum măcar să plutesc. Am continuat să navighez în mod planificat. Cineva ar putea să spună că am avut șanse și chiar are dreptate. Am avut șanse, însă ele n-au venit stând acasă, cu fundul pe canapea, zapând în fața televizorului. Dacă vrei șanse, ieși afară din casă, caută-le și vor veni. Evident că trebuie să le și poți valorifica. Dar după cum spuneam, nici Columb n-ar fi descoperit America dacă nu și-ar fi propus să plece către Indii. Șansele vin învățând, șansele vin muncind, șansele vin navigând, nu plutind. Tot ceea ce învățăm la un moment dat în viață prinde contur, face sens. Exact ca pe un desen, întâi pui un punct, mai pui o linie și încă o linie. Și la sfârșit ai o schiță, ai un desen, poate chiar ai o capodoperă. Totul face sens la un moment dat. Totul începe de undeva și se sfârșește undeva. Între aceste două puncte este marea călătorie a vieții. Puteți alege să plutiți sau să navigați. Alegerea e numai a voastră. Vă mulțumesc!